În seara aceasta aș dori să ne oprim puțin tot la acest pasaj, la cererea fiilor lui Zebedei din Matei, capitolul 20. Acum aici s-au mai predicat din acest pasaj, aș vrea în mod special să mă opresc la câteva principii. Principii care sunt valabile și pentru noi în vremea noastră. Eu mi-am pus întrebarea de ce există pasajul acesta aici, că au fost foarte multe evenimente în timpul acela, în perioada aceea, înainte de patima Domnului, pentru că înainte de prinderea Domnului a avut loc această întâmplare, când mama fiilor lui Zebedei a venit împreună cu fiii ei și a făcut Domnului această cerere. Biblia ne spune că Domnul era preocupat cu multe evenimente, cu evenimentele care urmau să se consume, să se deruleze la Ierusalim, patima lui și toate celelalte, și acum într-un moment neprielnic, am spune noi, nu a fost un moment prielnic. Într-un moment la care poate nu ne-am așteptat, după ce în Matei, în capitolul 18, Domnul vorbește aici cel mai mare în împărăția cerurilor. În clipa aceea ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Și noi știm aici lecția pe care Domnul i-a dat-o. Și acum, foarte interesant că nu au înțeles lecția. Domnul le-a vorbit foarte clar, a luat copilașul respectiv, l-a dus în mijlocul lor și le-a spus, adevărat, adevărat, vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu ca un copilaș, nu vă veți face ca un copilaș, curat, nevinovat, un copil nu ține mânie, chiar dacă s-a supărat, îi trece mânia, supărarea foarte repede. Sigur, de la copii avem foarte multe de învățat. Când e vorba de anumite lucruri, la minte spune la răutate să fim ca și copii, iar la minte să fim oameni mari. Avem foarte multe lucruri de învățat. Foarte interesant că totuși nu au învățat lecția, au uitat-o foarte repede și acum, preocupați, în drum, la un moment dat apare această întâmplare care rămâne aici și în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Marcu. Rămâne consemnată în amândouă evangheliile. Știți de ce? Pentru că ea are valoarea ei. Ce s-a întâmplat atunci se întâmplă și acum. Mereu și mereu. Și de aceea Domnul vrea să ne vorbească și nouă. Nu neapărat să vorbim într-un sens negativ despre mama fiilor lui Zebedei sau despre fiii ei. Dacă vrem, putem să vorbim în mod pozitiv despre această mamă și despre copiii ei. Dar aș vrea aici câteva lucruri exact așa cum le găsim aici. Ce scoate în evidență Evanghelia după Matei și Evanghelia după Marcu vis-a-vis de această întâmplare. Primul lucru pe care aș vrea să-l consemnăm, versetul 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei, i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. Foarte interesant că nu ucenicii direct cer această favoare, ci mama lor. Mama lor cer această cerere, dorește această favoare din partea Domnului Iisus Hristos. E adevărat că ucenicii s-au apropiat cei doi împreună cu mama lor. Acum, aici aș vrea să fac o subliniere. Nu știu motivul de ce a venit îndrăzneala pe care a avut-o mama fiilor lui Zebedei. Acum, legat de ea, eu aș vrea ceva să consemnăm ce găsim, fără a zăbovi mult, în Marcu, capitolul 15, cu privire la această mama fiilor lui Zebedei. Să vedem mai întâi cine este ea, chiar dacă o mai fost menționat și altă dată, dar să vedem în mod concret. Marcu 15, versetul 40, spune aici, acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov cel mic și a lui Iose și Salome. Iar în Marcu 16, versetul 1, spune, după ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 56, în continuare vorbește tot cu privire la aceste femei, cuvântul Domnului, și spune în felul următor, citim de la versetul 55. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea, e foarte importantă această subliniere, deci de la început. De la începutul lucrării ele au fost împreună cu Domnul. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Versetul 5-6. Între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei.
Pe mama fiilor lui Zebedeu o găsim în Evanghelia după Marcu, capitolul 15 și capitolul 16, că se numea Salome. Deci mama fiilor lui Zebedei, încă o dată, versetul 5-6, între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 19, cu 25, cuvântul ne spune aici în felul următor. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. De data aceasta nu îi mai spune Salome, ci îi spune sora mamei lui. Sora mamei lui, conform textelor din Matei, Marcu și Ioan, nu era alta decât mama fiilor lui Zebedei. Și am înțeles un lucru. Mama fiilor lui Zebedei a venit împreună cu fiii ei, sigur că ei s-au înțeles acasă. Au discutat. Domnul s-a apropiat de Ierusalim și Domnul vorbea de patimile lui și de lucrarea lui și probabil că ei s-au gândit la nivelul familiei, au făcut un sfat și s-au gândit că Domnul merge la Ierusalim și acum va fi instalarea lui ca împărat, ca rege. Eu m-am gândit printre altele că acești oameni, de bună oară fiii lui Zebedei și mama fiilor lui Zebedei, nu erau încă născuți din nou. N-aveau nașterea din nou. Și înțelegerea lor era o înțelegere greșită despre împărăția cerurilor, despre împărăția lui Dumnezeu. Ei credeau că acum Domnul finalizează lucrarea, merge la Ierusalim, acolo va fi vreo luptă și în lupta aceasta Domnul va face, Dumnezeu va face una din minunile pe care au văzut-o, că Domnul a făcut-o, atâtea minuni pe care le-a făcut în timpul vieții lui. Și ei erau convinși că Domnul se va instala ca un rege, ca un împărat, la Ierusalim. Ăsta a fost motivul pentru care mama fiilor lui Zebedei s-a grăbit. S-a grăbit să vină la Domnul Iisus Hristos și să-i facă această cerere. Doamne, fă ca în împărăția ta, zice aici, i s-a închinat, vrind să-i facă o cerere. Versetul 21, el a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Eu m-am gândit la noi în vremea noastră, de multe ori pentru că avem o înțelegere firească, nu întotdeauna avem o înțelegere duhovnicească. Pe mama fiilor lui Zebedei și pe fiii lui Zebedei, noi nu putem judeca prea mult, pentru că încă o dată nu erau încă născuți din nou, lucrarea nașterii din nou s-a produs mai târziu. Botezul cu Duhul Sfânt, noi știm, s-a produs la cincizecime, după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Ei încă nu aveau o înțelegere corectă asupra voiei lui Dumnezeu și a planului lui. De aceea această mamă s-a grăbit înaintea celor 10. Vedeți, foarte interesant, Biblia consemnează în textul nostru că cei 10 s-au supărat. Știți de ce s-au supărat? Pentru că și ei aveau aceeași dorință. Și ei vizau același lucru, care să fie cel mai mare, unul la dreapta și unul la stânga. Și în momentul în care Domnul a dat răspunsul, cei 10 s-au supărat pe cei 2, pentru că le-au luat-o înainte, de aia s-au supărat, că dacă erau duhovnicești, nu se supărau, dacă erau spirituali. Mama lui fiilor lui Zebedeu a venit, eu m-am gândit în primul rând, știți de ce a venit? Pentru că pe de o parte a fost de la început cu Domnul Iisus. L-a urmat, din Galileea ne spune Biblia că l-a urmat. Și la toate evenimentele ea n-a lipsit împreună cu celelalte femei. A slujit cum a putut, s-a pus la îndemână. Și mai ales că era rudenie, în a doilea rând, era rudenie. Și pentru cele două motive, că a slujit, că l-a urmat și pentru că era rudenie, a venit cu această dorință firească. Firească. Acum, dacă vrem să o luăm pe o altă ordine de idei, dorința unei mame, ca și a lui Salome, pe o altă ordine, nu este rea. Să dorești pentru copilul tău, pentru fiii tăi, pentru cei din jurul tău, să fie lângă Domnul, să-L slujească pe Domnul în biserică, să fie în lucrare și așa mai departe. Dar atunci când nu ai o înțelegere corectă asupra voiei lui Dumnezeu și nu există călăuzirea Duhului, atunci poți, practic, să faci mari greșeli. Eu m-am gândit la ora actuală, de multe ori există părinți care efectiv au dorinți pentru copiii lor, dar nașterea din nou nu se vede în copiii lor. Nu se vede nașterea din nou. Nu se vede nașterea din nou în fată, în fică și dorește. Mama dorește cu orice preț, tata dorește cu orice preț. Vreau să nu uităm, dorința nu este rea. Nu este rea, este o dorință bună la origine. Dar dacă nu există călăuzirea și dacă nu vedem în aprofunzime lucrurile, se pot face greșeli mari. Sigur, aici
Ne uimește în continuare modul în care s-au consumat evenimentele. Cuvântul ne spune în continuare aici în versetul 21, el a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să jadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Aici eu am înțeles încă un lucru. Mama fiilor lui Zebedei a spus Domnului, poruncește să audă și ceilalți. Poruncește să audă toți care este chemarea fiilor mei, care este menirea lor. Că unul va fi la dreapta și altul la stânga, ca nu cumva să vină cineva cu o pretenție ca și aceasta. Să se știe de astăzi foarte clar că locurile acestea sunt pentru ei, pentru fiii mei. Pe de o parte, pentru că noi am venit, avem merite înaintea ta. Pentru că noi te-am urmat din Galileea și până aici și te vom urma în continuare. Iar pe de altă parte, avem ceva în plus față de ceilalți. Suntem și grad de rudenie. Vreau să spun că la Domnul noi există grad de rudenie. Grad de rudenie. Cât timp noi îl slujim, de aia Domnul într-o împrejurare, când chiar mama Domnului a venit la Domnul Iisus la nunta din Cana, ne spune Cartea Sfântă că s-a terminat vinul acolo, vis-a-vis de vin. Un frate făcea o completare, zice, vin ca și cel din Cana să tot bei, făcut din apă, fără nimic alcool în el. Nu știm ce vin a fost, oricum, nu un vin îmbătător, categoric. Dar ne spune Biblia că acolo Domnul era prezent, s-a terminat vinul. Și atunci Maria, mama Domnului Iisus, a venit la Domnul și a spus, nu mai au vin. Și Domnul i-a spus, foarte clar, ce am eu a face, femeie, cu tine? Adică Domnul încerca să o stopeze, să arate limitele și granița pe care o are. Și ea, dar și el, vis-a-vis de problemele care sunt, dacă e vorba de grad de rudenie în familie și așa mai departe. Ce am eu a face cu tine? Nu mi-a sosit încă ceasul. Și atunci, în continuare, ne spune acolo, în acea împrejurare, Ioan capitolul 2, Evanghelia după Ioan, că Maria doar a mers și a spus slugilor, să faceți tot ce vă va spune el. Și în continuare noi știm ce s-a produs acolo la nunta din Cana. Deci aș vrea să nu uităm, dragii mei, Domnul nu are grad de rudenie. De-aia Domnul a spus într-o altă împrejurare, mama mea, frații mei, surorile mele, sunt cei ce fac voia Domnului și-au rotit privirile și mâinile peste cei care îl înconjurau, peste ucenici. Cel ce face voia Domnului și cel ce se integrează în cuvântul lui și cât timp se integrează, acela este frate, soră, tată, mamă și așa mai departe. Deci ăsta este principiul pe care noi îl putem înțelege și din acest pasaj. Un principiu care rămâne valabil pentru totdeauna. Vreau să subliniez ceva, au fost oameni mari chemați în slujbă și în vremea noastră, în secolul nostru și în secolele trecute. Dar noi găsim și în Biblie oameni cu nume, chemați în lucrare și cât timp au rămas lângă Domnul, Domnul a fost cu ei și Domnul i-a sprijinit și Domnul le-a dat biruință. În momentul în care nu au mai rămas lângă Domnul, ori naufragiat. Domnul nu se uită nici la nume, nu se uită nici la familie, nu se uită nici la statură, Domnul se uită la slujire, era vorba de slujire. Cât timp suntem dăruiți, suntem cu inima deschisă și îl urmăm pe Domnul, fără rezerve, Domnul este deschis și Domnul este gata să binecuvinteze. Doresc Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele de aici. Doamne, avem toți și noi avem copii, fiecare. Ce dorim noi pentru copiii noștri? Dar când dorim, ne cunoaștem copiii suficient? Și asta e o întrebare. Mie ceea ce îmi place ca o latură pozitivă în pasajul acesta este că Salome și-a cunoscut copiii totuși. Și-a cunoscut fiii. De multe ori există, tragedia există, că există părinți care nu-și cunosc suficient copiii. Și-a dorit copiilor să facă slujbă, să fie în lucrare și, sigur, viața lor, viața celor doi o corespuns. I-o chema Domnul în slujbă și încă ceva, erau frați de cor, foarte interesant. Erau frați și ei și Petru și Andrei, erau la fel frați. O mare binecuvântare din aceeași familie, doi apostoli în Noul Testament. Și din această familie și din cealaltă familie, despre Simon, fiul lui Iona. La fel și el și Andrei din aceeași familie. Cuvântul spune aici, el a întrebat-o, ce vrei, a întrebat-o pe ea. Pe ea a întrebat-o pentru că ea a venit cu dorința. Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei, să-și adă unul la dreapta și altul la stânga ta.
Versetul 22, un alt principiu. Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți. Nu știți ce cereți. Vreau să spun, dacă nu există o călăuzire a Duhului, nu știm ce cerem. Chiar vis-a-vis de slujire. Să știți că e o mare problemă, problema aceasta a slujirii. Mă refer acum la oameni chemați în slujbe. La ora actuală, de bună oară, ca să mergi la un institut de teologie, există libertate. Cine vrea să meargă, poate să meargă. Facultatea de teologie este o facultate ca și oricare alta, unde poți să mergi 4 ani să studiezi teologie. Studiezi discipline care sunt legate de Biblie, foarte multe. 4 ani de zile sau cât e școala și e foarte bună. Dar vreau să spun că acolo poate merge oricine. Și chiar acum, astăzi, fratele Tipei îmi spunea, printre altele, ceva, era foarte indignat. Și tema aceasta, în viitor, vrem să o dezbatem, atunci când vor fi mulți tineri aici, în biserică, îmi spunea, printre altele, așa, despre un tânăr care este în anul 3 sau 4, la un institut teologic, și care vrea să căsătorească. Și el era logodit și, printre altele, printr-o minune, l-a întrebat pe fratele Tipei, dar zice, frate, zice, acum pot, îmi este îngăduit, zice, să am relații cu cea cu care m-am logodit, la care fratele s-a speriat, pentru că în ultimul timp sunt foarte multe incidente de natura aceasta. Vreau să nu uităm, dragii mei, e foarte importantă nașterea din nou, e foarte importantă chemarea, de studiat putem tot studia. Și e foarte necesar și important să studiem, dar dincolo de toate e chemarea pe care Domnul o face celor doi. Chemarea a făcut-o Dumnezeu, a făcut-o Domnul Iisus, El i-a chemat. El s-a ocupat personal de ei 3 ani și jumătate, i-a format. Și totuși în această împrejurare îi dau dovadă de micime. Aici se vede micimea lor, pentru că tot o pornit în ultimă instanță de la ei, nu de la mama lor. Nu de la mama lor, probabil că au discutat ei acasă. Dar de la ei au pornit, pentru că în continuare, aici în versetul 22 pe care l-am citit, zice, drept răspuns Iisus le-a zis, nu știți ce cereți. Nu se mai adresează de acum lui Salome, nu discută cu mama fiilor lui Zebedei, ci în continuare, în versetele care urmează, Domnul discută direct cu ei. De aici se vede că dorința era de fapt a lor. Probabil ei au discutat acasă și mama, văzând dorința lor, or fi discutat ei între ei, i-au auzit vorbind și au zis, las că rezolve o problemă voastră. Dacă voi n-aveți îndrăzneală, au văzut că n-au îndrăzneală, da, aveți voi îndrăzneală, las că am eu. Că doar sunt rudenie, sunt sora mamei lui, l-am urmat și probabil era mai îndrăzneață de felul ei, mă duc eu și rezolv eu problema. Vreau să vă spun că sunt părinți care încearcă să rezolvă problema tinerilor uneori. Las că rezolv eu problema. Rezolvi o problemă a fetei, rezolvi problema băiatului, rezolvi o problemele. Vreau să vă spun că problemele nu se rezolvă așa. Nu se rezolvă. Și a rămas aici un exemplu. Aici a fost salutar totuși, pentru că Domnul a avut în plan, era un plan lui Dumnezeu. Și după aceea, oamenii aceștia, familia aceasta, au rămas binecuvântate, au rămas lângă Dumnezeu și oameni care s-au dăruit lui Dumnezeu. Dar este o lecție pentru noi, pe parcursul timpului și a veacurilor. Foarte multe dereglări și perturbări. Perturbări pentru că nu s-au înțeles. Și pentru că uneori au intervenit și părinții, lasă că rezolvi eu cam așa văd aici. Pentru că vine mama, cere și la un moment dat Domnul nu mai discută cu mama, direct cu ei discută. Domnul a înțeles, a văzut mult mai departe decât pot oamenii vedea. Domnul a văzut de unde a pornit. De unde a pornit toată această acțiune? Și acțiunea aceasta, pentru că o găsim și citam acolo, am amintit în capitolul 18, cu câteva zile probabil înainte, când Domnul din nou le-a dat lecția și nu a înțeles-o, acum din nou ei au discutat-o probabil acasă. Și probabil au spus, las că rezolve o problemă. Mă duc eu la el și stau eu de vorbă, nu vă faceți probleme. Și uneori îmi pare rău, uneori există și în vremea noastră, această înțelegere, această atitudine care nu este bună. Ei înțelegeau greșit suferința, a se jertfi pentru un scop. Sacrificiul era înțeles ca o performanță care merită să fie răsplătită. Mândria performanței pe care ei
o socot vrednică de răsplată. Aici vreau să fac o mențiune. Eu am spus, puteți voi, când Domnul a întrebat, puteți să bem paharul? Da, putem. Puteți să fiți cu botezul, botezați cu botezul cu care am să fiu eu? Da, putem. Știți la ce s-au gândit ei? Mergem la Ierusalim. Păi doar au fost atâția care au rămas celebri, macabei de bunoară, vremea macabeilor. În vremea romanilor au fost răscoale foarte mari. Pe parcursul istoriei, evreii au fost renumiți, să știți. Oameni de acțiune, oameni care s-au unit și au fost gata să, până la sacrificiu, să moară. Să rămână numele lor și să-și dea viața. Deci un spirit de sacrificiu. Ei, dar asta în mod firesc, nu în mod duhovnicesc. Ei aici au înțeles în mod firesc. Mergem la Ierusalim, puteți să fiți botezați? Da, putem. Puteți bea paharul? Da, putem. Mergem împreună cu tine și luptăm. Ei s-au gândit la aceasta, dar Domnul nostru a avut un plan în vedere. Domnul cu totul altceva, puteți, nu știți ce cereți, de ce? Pentru că cel care trebuie să fie înălțat, mai întâi trebuie să fie coborât, mai întâi trebuie să treacă pe la cruce, pe la Golgota. Asta nu au înțeles-o ei și asta nu înțelegem noi. De multe ori nu înțelegem prețul, că mai întâi trebuie coborârea. Foarte interesant paradoxul. Cine vrea, era menționat slujirea, să fie mare, să fie slujitorul tuturor, întâi să fie slujitorul tuturor. Înainte de a fi primul, cine vrea să fie primul, așa era aici și citim din nou, versetul 26. Între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Auzim uneori, frate, zice, dar e bine să doresc să fii, să râvnesc, să fii diacon, să fii prezbiter, că așa spune Timotei. Mă vreau să vă spun acolo, spune bine, în ce sens, că e o lucrare a Domnului, dar de aia spune în continuare, dar trebuie ca diaconul, dacă e vorba de diacon, arată Biblia acolo calitățile unor diaconi. Diaconul trebuie să fie așa, să fie așa, să aibă copii, să aibă soție și cum să fie și familia lui. Când e vorba de prezbiter, cine dorește să fie episcop, dorește un lucru bun, îi bun, dar arată în continuare, dar trebuie ca episcopul să fie și în continuare arată acolo cum trebuie să fie episcopul. Sunt niște cerințe și peste alea nu se poate trece. Acum Domnul le spune aici, zice, între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea, oricine va vrea să fie mare între voi. Vedeți, există o posibilitate, chiar aici în biserică, oricine. Oricine va vrea să fie mare, condiția este aceasta. Să fie, spune aici, slujitorul vostru. Asta e mai greu, să fie slujitor. Iar versetul 27, și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Înainte de orice să fie rob. E un paradox. Vreau să vă spun că în Noul Testament, în biserică, nu există o ordine, o ierarhie clericală. În Biblie așa ceva nu există. O ierarhie clericală, așa cum noi înțelegem în mod firesc. Există, sigur, o ordine. Există o rânduială. Asta a pus-o și a stabilit-o Dumnezeu. Nu înseamnă că nu există rânduială în biserică. Există, dar o rânduială stabilită de Dumnezeu. Domnul este Cel ce lucrează și apoi fiecare sunt mădulare. De bună oară picioarele îmi duc trupul, nu-i așa? Dar comanda se primește de la cap. Există mădulare pe care Domnul le-a pus în trup, este o armonie, este o lucrare extraordinară pe care Domnul o are. Când însă se înțelege greșit, se pot face niște dereglări, să producă niște dereglări uimitoare, extraordinare. Nu știți ce cere și de data aceasta Domnul li se adresează celor doi. Li se adresează celor doi. Și întreabă, puteți voi bea paharul pe care am să-l beau eu și să fiu botezat cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar nu acum, mai târziu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Aici vreau să fac o altă subliniere, umilința Domnului în același timp, paradoxul, din nou, în toate. M-am gândit aici, fiecare cuvânt, fiecare expresie a Domnului este cu greutate, cântărește extraordinar. În fiecare cuvânt există o învățătură profundă. Domnul spune aici din nou modestia lui, modul în care se eschivează și încearcă toată slava să o focalizeze spre Tatăl. Ucenicii vroiau slavă, că aia doreau, ei slavă. Doamne, vrem împărăția ta, unul la dreapta și unul la stânga. Stai că până la împărăție mai există, mai e luptă multă. Încă aveți aici, în viața aceasta, în drumul vieții și aici ai bătălia mare.
pentru ceea ce va fi de acolo, dincolo, nu trebuie să ne luptăm, să ne gândim. Are Domnul în vedere și știe El. Toate sunt pregătite după planul Lui. Dar aici noi trebuie să ne facem partea noastră și să rămânem consecvenți, cum era despre slujire în această dupămasă. Mesajul. Dar aședea, zice, la dreapta și la stânga mea, nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Acum aici vreau să fac o subliniere. Domnul scoate aici un principiu mare, că răsplătirile dincolo nu vor fi după, neapărat după merit. După merit. Nu spune Domnul că nu o să bee paharul în final și nu o să fie botezat cu botezul cu care o să fie el botezat. Nu spune că nu ori veni din Galileea și până la capăt l-or urmat. Dar Domnul vrea să scoată altceva, dincolo, cântărirea, nu se va face după fapte, după ce am făcut noi, ci după harul lui Dumnezeu și după îndurarea Lui. Vreau să spun că de multe ori există pretențiile acestea, păi eu-s vechi la credință, eu-s vechi. Păi eu de atâta timp, de zeci de ani, eu sunt întors la Domnul, dar numai atât, eu am și un dar, eu știu, de o natură sau alta. Ca și când pe baza darurilor sau meritelor personale, Domnul este Cel ce vine și te binecuvintează și îți răsplătește și așa mai departe. Vreau să spun, în textul acesta, Domnul scoate în evidență și acest principiu înalt. Înalt, Domnul în ziua aceea va răsplăti, nu neapărat cum ne gândim noi, noi ne gândim în mod firesc. Pentru că adevărul este, în Duhul, la nivelul Duhului, la nivelul omului spiritual, există o slujire. Și eu cred că Dumnezeu, noi de multe ori spunem dreptate, auzim, dreptate, frate, fă-mi dreptate. Frate, vreau dreptate. Uite, am fost într-o parte, în alta. La ora actuală există comisii de împăciuire la nivelul județelor. La nivelul județelor există frați păstori care fac parte din comisii de împăciuire, dacă apare un litigiu, o stare tensionată între două persoane sau între două familii și în final nu, biserica respectivă nu poate aplana și nu poate rezolva, e chemată această comisie de împăciuire să rezolve problema. Și de multe ori auzim, frate, că e foarte greu să mulțumești și o parte și cealaltă, rar se întâmplă așa ceva, că în general fiecare vine și scoate dreptatea lui, meritele lui, exact ca și cei doi din textul nostru. Ca și mama fiilor lui Zebedei. Întotdeauna vin, fiecare vine cu problemele lui și le pune aici pe balanță. Și apoi vine partea cealaltă și le pune și ei. Și ei le pun pe celălalt taler, în balanță. Atunci, sigur, ca oameni, cine poate? Domnul Iisus ne spune Biblia că în anumite împrejurări nu i-a mulțumit pe toți. Că n-ai cum să-i mulțumești. Și mereu auzim noțiunea asta, dreptate, frate. Păi dacă nici în biserică, nici slujitorii nu fac dreptate. Nu ne-a chemat Dumnezeu să facem dreptate neapărat în sensul strict al cuvântului, în anumite litigii și probleme, că e imposibil, nici nu se poate. Dar aici vreau să spun un lucru, dincolo când vom ajunge, oricum va fi o dreptate, însă o dreptate justă, echitabilă și desăvârșită a lui Dumnezeu. Doresc în această seară Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din biserică. Doamne, binecuvântă-ne pe noi ca slujitori ai Tăi. Ajută-ne, Doamne, să Te urmăm, aici e frumusețea, să-L urmezi pe Domnul, liniștit, mulțumit. Să-L urmezi pe Domnul fără pretenții. Uneori, poate o astfel de pretenție aici noi o găsim afișată. Este afișată, lansată. Vreau să spun că de multe ori există pretenții înăuntru, fără să fie lansate, purtate și înăuntru. Și știți ce fac aceste pretenții? Nu fac altceva decât să coboare. Nu fac altceva decât să tragă în jos. Și întrebări și peste întrebări la care nu primim niciun răspuns aici. Mă gândeam ce frumoasă este slujirea fără pretenții. Slujirea fără întrebări, la care vrei neapărat aici un răspuns. Să-L urmezi pe Domnul liniștit, mulțumit, știind că Domnul le consemnează, le are în evidență pe toate. În visul acela foarte interesant, care îl spuneam și pe care fratele Iosif l-a menționat aici, era cu privire la lucrătorul respectiv, dar îi se cerea până la capăt, să rămâi până la capăt, cum au rămas acești oameni. Și m-am gândit altădată, după ce am auzit întâmplarea aceasta, m-am gândit, uitându-mă la fiecare din acei bărbați din Biblie, care au fost valențele, calitățile cele mai înalte, virtuțile sau darurile cele mai înalte care pot fi văzute în fiecare dintre ei. Biblia mă menționează despre Moise cu voce cel mai blând om de pe fața pământului. Au avut și pe celelalte le-au avut focalizate în el,
Dar parcă, în mod special, de aia Domnul și-a spus, zice că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Și exact asta îi se cerea, foarte interesant. Când ne uităm la Samuel, Samuel a fost un mare mijlocitor pentru popor. Și ne spune cuvântul că chiar în momentul acela când Samuel, ori veni la el poporul, bătrânii poporului și-au spus, zice, vrem să ne pui un împărat. El era judecător, Samuel, a fost ultimul judecător. A făcut trecerea de la judecător la împărat, la monarhie. Și ne spune cuvântul Domnului că Samuel a fost lezat ca om. A suferit că poporul vrea un împărat. Dar Domnul a venit și a spus, zice, nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, zice. Ei se comportă cu tine cum s-au comportat dintotdeauna, așa se comportă și cu mine. Pune-le un împărat, dar uite, fă-le de cunoscut legea împăratului, adu-le înainte ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și conștientizează-i de ceea ce vor să facă. Dar ceea ce îmi place, știți ce este? Este că Samuel, după ce se instalează împăratul, primul împărat Saul, ne spune cuvântul că Samuel a făcut acolo o afirmație și a rămas acolo consemnată. Departe de mine gândul să nu mă rog pentru voi. Voi continua să mă rog în continuare cum am rugat până acum. Ceea ce a făcut Samuel, spune în altă împrejurare, o noapte întreagă a strigat către Domnul și Domnul l-a ascultat și a dat o mare izbăvire atunci când au venit amaleciții și când au venit ceilalți dușmani în anumite împrejurări. Să vină să atace tabăra lui Israel. Samuel a strigat către Domnul și Domnul l-a ascultat. Pentru că ceea ce iese în viața lui Samuel cel mai mult și mai frumos este mijlocirea. Ce frumos să fii mijlocitor. Dar să fii mijlocitor, să te rogi. Eu de multe ori am spus, succesul aici în biserică, noi vrem o trezire spirituală și nu o văd până când nu se vor uni mai mulți. Dacă doi sau trei, nu neapărat o armată să fie, doi sau trei se vor învoi, dar să se învoiască, să ceară, păi înseamnă ore să stea înaintea Domnului, să mijlocească pentru lucrare. Nu se poate, Domnul, să nu facă trezirea spirituală. Dar asta înseamnă unitate, asta înseamnă să strigi înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă o biruință, este nemaipomenit să realizezi. Ce frumos să existe mijlocitori aici în biserică, nu neapărat, noi de multe ori așteptăm să fie lucrătorii, numai ei. Au și ei lucrarea lor și trebuie să o facă în primul rând ei. Dar aici, în biserică, să existe astfel de slujitori, mijlocitori care să mijlocească pentru o trezire spirituală, care să-și facă timp acasă să strige la Domnul. Apoi spune, cum era menționat Ieremia în momente grele, uneori sunt momente de eșec în biserică. Păi dar noi ne uităm la mari oameni al lui Dumnezeu, Ieremia, ce viață a avut Ieremia? Știți ce spune el în capitolul 12? Doamne, zice, Tu ești prea drept ca să mă cer cu Tine, totuși aș vrea să Te întreb asupra orânduirilor Tale, pentru ce propășește cel rău și toți mișeii trăiesc în pace? Și acolo spune în continuare, ei sădit, Te-ai ocupat de ei, ce-i drept, zice, ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Și Ieremia spune în plângerile lui, că ochii lui, zice, efectiv, erau ca un șiroi de lacrimi permanent care curgeau, curgeau permanent. Zice, Doamne, zice, m-ai făcut să văd lumina zilei ca să sufăr. Viața aceasta a fost o viață de suferință. Și efectiv a fost dăruit și consacrat, dar toate împrejurările. Un frate îmi spunea ceva astăzi, zice, frate Eugen, zice, de multe ori, aici, zice, frumusețea unui lucrător și puterea lui de a rămânea, zice, tare, nu numai momentele în care îi biruință și frumoși și părtășie în biserică, dar și în momentele grele el să vadă ce nu văd alții. Să fie oameni cu viziune în biserică, chiar atunci când vine vrăjmașul și amenință, să nu te dai bătut, să nu dai bir cu fugiții, să nu te sperii, să rămâi încredințat în cuvântul lui Dumnezeu, nu tu prin puterea ta. Nu o biserică are puterea neapărat, ci cel ce este stăpânul și capul bisericii e cel ce l-a biruit pe diavolul. De aici trebuie oameni care să rămână consacrați în momentele acelea grele. Și în momentele bune și în cele grele ei să rămână aceia statornici. Dorim Dumnezeu să scoată astfel de persoane. Doamne, scoate astfel de bărbați dăruiți. Oameni care se vadă, nu neapărat. Am întâlnit persoane care au zis, frate Eugen, zice, chemarea mea eu mi-o cunosc, eu știu care este chemarea mea.
Zice, și mă cunosc, nu vreau, zice, nu-mi place să fiu, zice, în față neapărat. Zice, nu asta este. Dar nu înseamnă, m-am gândit de multe ori, nu înseamnă că nu este în față în ochii lui Dumnezeu. Că nu întotdeauna cei ce sunt în față, poate suntem în față și în ochii lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit la așa ceva. E foarte important să fii un om spiritual, un om la nivelul Duhului, un om de părtășie, un om care să te dăruie, să fii consacrat, care să te rogi și atunci când ești amenințat ca Daniel, de trei ori pe zi deschidea geamurile spre Ierusalim și se ruga așa cum avea obicei să facă. Tot timpul se ruga. O viață de rugăciune, cum și atunci când practic nu mai vezi nimic de în jurul tău, numai negură, și atunci rămân același. Același, mă rog în continuare. O biserică adevărată, să știți că se roagă și atunci când îi merge bine, nu uită. Aici e durerea, că noi de multe ori uităm. Eu cred că unul din motivele pentru care Dumnezeu mereu îngăduie în familiile noastre și mereu îngăduie, chiar la nivelul bisericii, în viața noastră, știți de ce? Că uităm imediat cum îi ne mere bine și succes și biruință și bucurie în biserică, uităm să ne mai rugăm. Și atunci Domnul îngăduie imediat greul, îngăduie amenințările din partea vrăjmașului, ne descopere planul lui ca să strânge rândurile, să începem iară să plângem și tot timpul să rămânem, că numai puțin, cum Domnul ne dă libertate, uităm. Ei bine, pentru un tânăr, zice, să poarte un jug în tinerețea lui, pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui, cât este tânăr, să poarte un jug. Când ai jugul, ești mereu cu capul plecat. Cum nu-i mai jugul, cum ți l-o luat, zburzi, alergi, uiți. Și Domnul vrea să ne țină. Ce folos să ai un început bun și finalul să fie trist, să fie un final rău, fără Dumnezeu. Dorim să ne și rugăm în seara aceasta. Eu aș vrea Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betel. Doamne, binecuvântă toate mamele și toți tații din biserică. Ajută-i să fie oameni spirituali, oameni care să vadă ei. Nu numai a face o slujbă, ci să vedem greutatea, ce înseamnă a face o slujbă. Nu numai a-l împinge pe tânăr. Eu știu că există dorința aceasta, așa am vrea, dar vreau să spun încă o dată, nu e rezolvarea asta. Nu e o rezolvare. Dacă tânărul și tânăra nu e născută din nou, dacă în viața lor noi care suntem părinți și le vedem viața în fiecare zi, îi împingem să facă slujbă și lucrare, nu va fi în detrimentul lor. Și în loc să fie binecuvântare, vor plăti, pentru că jertfa nu va ajunge departe, până la tavan va ajunge. Biblia spune că jertfa celor neprihăniți, aia înseamnă viață neprihănită, înseamnă totuși o viață de trăire cu Dumnezeu. La ora actuală, practic, problema aceasta mă frământă mult, sunt marcat în multe locuri. Există la ora actuală întrebări mari, în multe locuri, ca și într-un fel, parcă nici nu se mai poate face nimica. Nu se mai poate parcă face nimic. Vreau să nu uităm, dragii mei, textul din această seară ne vorbește foarte clar. Ucenici care au umblat cu Domnul, mama fiilor lui Zebedei care au fost cu Domnul la pas. Și totuși o judecată greșită. Aici Domnul i-a înfruntat într-un fel, dar cu atenție. I-a dojenit, dar cu multă delicatețe. Cu multă delicatețe, dar în același timp Domnul ne spune nouă. Păi sunt la ora actuală, încă o dată, persoane care n-au nimic cu nașterea din nou. Nimic! Nu se vede nașterea din nou în viața lor. Nu se vede. Și totuși consideră că asta îi va ajuta. Nu îi va ajuta. Asta îi va dărâma. Printre altele, se vor obișnui cu gândul că ei sunt totuși credincioși și... Una din problemele, încă o dată, care va fi abordată într-un viitor, eu cel puțin voi insista, o temă care trebuie să o discutăm foarte clar, problema căsătoriilor. Vin căsătoriile și efectiv rezerve tot mai mari să spui mâna peste tineri. Efectiv este o rezervă, teamă. Teamă să spui mâna peste tineri, să ceri binecuvântarea. Spune Pavel lui Timotei, printre altele, în felul următor, zice, să nu spui mâna cu grabă peste nimeni, să nu te faci părtaș păcatelor altora, pe tine însuți păzește-te curat. Efectiv, există teama, păi există tineri care umblă cum nu trebuie. În același timp ei fac slujbă, în același timp ei sunt membri în biserică. Păi vin cu pretenția, păi trebuie să le faci, dar frate, ziceți membri, cum să nu le faci căsătoria? Și într-un fel te obligă, efectiv te obligă. Dar unde scrie în Biblie așa ceva, că te obligă? Sigur, pentru că s-o permis până acolo.
Și lucrurile au mers până acolo, au mers atât de departe, au mers în aprofunzime atât de mult, încât acum te pune în fața faptului împlinit. Îi membru, nu mai poți face nimic, păi dacă nu te și amenință. Doresc încă o dată Dumnezeu să lase o notă de spiritualitate peste noi. Pot să se roage 100 de păstori și oricine, cât timp viața tânărului și a tinerei nu e curată, nu-și trăiește puritatea, nu trăiește în curăție și în fidelitate, nu vine binecuvântarea. De aia să se vede în timp. După căsătorii, să văd efectele, rezultatele. Am vrea să ne rugăm. Încă o dată, nu am vrut în sens negativ să condamnăm pe mama fiilor lui Zebedei încă o dată. Noi suntem născuți din nou. Noi avem aici majoritatea, suntem botezați cu Duhul Sfânt. Noi avem experiențe, atâtea experiențe. De atâtea ori ne-a vorbit Dumnezeu, extraordinar. Atâtea lucruri le avem la îndemână. Dar care e reacția noastră și care e modul nostru de a fi și de a gândi și de a acționa? De multe ori, poate mult mai, le-au spus atunci, ori înțeles lecția. Cei 10 s-au supărat, da, și ei erau la fel, s-au supărat că și ei ar fi dorit același lucru, numai cei doi le-au luat-o înainte. Le-au luat-o înainte și au suferit. Și ei erau, au venit vremea când toți au fost născuți din nou și apoi, sigur, lucrurile nu le-au mai pus așa. Oameni care s-au dăruit apoi și au fost cu inima deschisă pentru Dumnezeu, doresc și pe noi Dumnezeu să ne sensibilizeze.